Ce Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Bun. Iată-ne cu darul și cu mila lui Dumnezeu. Încă o dată prezenți la taina Sfântului Maslu și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că reușim să avem parte de această binecuvântare. Să nu uităm totuși că intrăm într-un mic post, chiar dacă este unul foarte scurt, dar de luni vom intra în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Și ca orice post, mic sau mare, trebuie să avem așa o mică temă de reflexie sau fiecare să-și rânduiască, să zicem, câte o mică temă de reflexie. Pentru că e drept, cel puțin cei care sunt aici, ne spovedim, postim, ne împărtășim, suntem prezenți la liturghie, dar tot timpul trebuie să existe ceva în plus, ca să dăm puțină însemnătate sufletului nostru, să-i dăm puțină, cum să zic, să-l trezim puțin la viață. Pentru că, pe drept vorbind, vedeți că de multe ori intrăm așa într-o oarecare monotonie. Ne rugăm, nu mai simțim nimic. Ne împărtășim, ca acceleratul trecem prin fața potirului, plecăm acasă, ne-am făcut datoria. Suntem prezenți la liturghie, se termină liturghia, ne ducem acasă, am bifat situația și totuși sufletul nostru rămâne puțin inert. Pentru că nu reușim să mișcăm ceva întrânsul. Se spune că undeva în anii 60, la început, în anul 1961 mai exact, Biserica Greciei, inclusiv Sfântul Munte, l-a canonizat pe Sfântul Ierarh Nectare din Eghina. Deci, gândiți-vă cât de mult a trecut. El este un sfânt cu tradiții și canonizat și cunoscut de foarte mulți ani. În schimb, la vremea de atunci, când s-a stabilit proclamarea lui ca și sfânt în calendarul Bisericii Ortodoxe, s-a iscat o oarecare tulburare. Pentru că unii credeau în valoarea lui ca sfânt, alții se îndoiau de acest lucru. Și un stareț dintr-o mănăstire din Sfântul Munte, având foarte mare tulburare în obștea lui vis-a-vis de această problemă, adică unii credeau, alții nu credeau în sfințenia lui, s-au hotărât să privegheze și să postească cu rugăciune, inclusiv starețul. Și a spus fraților, după 3 zile de post și rugăciune, să vedem ce ne va vesti nouă Dumnezeu. Și bineînțeles că în a 3-a zi de rugăciune, starețul a avut o întâlnire frumoasă în chilia sa cu nimeni altul decât Sfântul Nectarie. Și a spus, frate, nu te mai osteni sau nu mai osteni obștea cu post și nevoință că Dumnezeu mi-a dat toate darurile și m-a cinstit ca un sfânt în biserica triumfătoare a lui Hristos pentru un lucru. Mai ales pentru un lucru. Pentru faptul că atunci când a fost nevoie, am iertat pe toată lumea. Pe toți cei care mi-au făcut rău. Deci iată o primă temă. Iertarea. Cât de profundă sau cât de adevărată este prezentă în inima noastră. Desigur, noi spunem foarte lejer, te iert, iartă-mă, îmi pare rău, hai să punem început bun. Dar vedeți că intervalele acestea de început bun și de fapte bune sunt destul de scurte. Pentru că din nou iarăși intervine furtuna, din nou iarăși intervine motivul de ceartă, din nou iarăși intervine ispita și cel rău ne tulbură iar și iar și iar. Amintiți-vă că atunci când Sfântul Apostol Petru este repus în apostolie la Marea Galilei după înviere, i-a pus aceeași întrebare de 3 ori. Petre, mă iubești tu pe mine?
Și interesant este ultimul din răspunsuri. Că la final i-a spus, Doamne, mâhnit privind, mâhnit oarecum de faptul că Mântuitorul tot îl întreabă, dar totodată mâhnit de răspunsurile lui. Pentru că el spunea, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne. Dar al treilea răspuns este cel mai fundamental și a spus așa, Tu, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi cât Te iubesc. Deci, mare atenție la acest lucru. Pentru că Dumnezeu este Cel care privește până în adâncul inimii noastre și vede cât de sinceri suntem noi atunci când iertăm. Cât de sinceri suntem atunci când spunem că ne pare rău. Și vedeți, acum întrebarea ar fi, dar cum ne dăm seama? Păi, noi trebuie să ne dăm acest răspuns față de conștiința noastră. Noi trebuie să ne dăm seama cât de mult suntem în stare să depășim momentele în care poate alții ne fac rău. Cât de mult suntem în stare să conștientizăm că răul care se întâmplă în viața noastră se poate întâmpla într-o echivalență cu răul pe care noi l-am făcut undeva în trecutul vieții noastre și atunci este logic să se întâmple și pentru noi ceea ce poate i-am făcut pe alții să pătimească datorită răutății din noi. Și atunci, în momentul când am vrea să vociferăm, ne dăm seama că nu se merită și nu este nevoie. De ce credeți oare că Mântuitorul le spunea în Ierusalim iudeilor, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, că cu buzele ei spun, dar inima lor este departe. O altă temă. Unde este inima noastră atunci când suntem prezenți la liturghie? Unde este inima noastră atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos? Unde este inima noastră atunci când citim din Psaltire, din Ceaslov? Atunci când ne spovedim chiar? Acum noi am putea spune, este la Dumnezeu, este unită cu Dumnezeu. Foarte bine. Atunci, de ce starea de bine trece atât de repede? De ce starea aceasta de bucurie, de pace, de liniște trece atât de repede și este înlocuită din nou de tulburare? Deci, acestea sunt mici lucruri care în economia mântuirii noastre sunt foarte mari. Pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, noi am vrea ca lumea din jurul nostru să fie mai frumoasă, mai liniștită, mai pașnică, să fie mai multă iubire, să nu fie atât de multă ură, să fie mai multă prețuire și respect. Am vrea. Dar ce să vezi? Lucrurile acestea trebuie să plece în primul și în primul rând de la noi înșine. Pentru că dacă noi așteptăm să se întâmple lucrurile acestea din exteriorul nostru, o să așteptăm foarte mult și bine. Sfântul Apostol Petru le întreabă pe Mântuitorul, Doamne, până când ar trebui să iertăm pe aproapele nostru? Și Mântuitorul îi spune, de 70 de ori câte 7, Petre. Acum noi am putea face un calcul matematic, înseamnă o sumă un număr foarte mare. Problema este că noi nu trebuie să facem un calcul matematic, ci trebuie să înțelegem că Mântuitorul spune că trebuie să iertăm mult, chiar și în fiecare zi. De ce? Pentru că în același timp în care noi iertăm, și Dumnezeu este Cel care ne iartă nouă păcatele noastre. Pentru că să nu credeți că de-a lungul unei zile noi suntem undeva cei care avem aripile de înger în spinare, în timp ce alții sunt cei care poartă cornițele și ne fac rău. Și noi suntem victimele și alții sunt oamenii răi. Nu. Suntem și noi atât victime cât și vinovați. Pentru că și facem să sufere, și suferim, dar și creăm suferință în ograda altuia. Doar că ar trebui să fim mai conștienți de cuvintele, de reacțiile, de stările pe care le provocăm în sufletul celor din jurul nostru. E foarte important abordarea așa. Pentru că făcând așa,
reușim să fim mai atenți asupra sufletului nostru și mai puțin atenți asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci vine această liniște. Sau această lucrare a pocăinței de care ne vorbește și Filocalia, și Scriptura, și scrierile Sfinților Părinți. O pocăință care este îndelungată și care ne învață în fiecare zi câte ceva despre noi înșine. Așa că vă recomandăm în acest post mic și scurt în care vom intra, dar și până atunci, că nu e o problemă, nu doar de post. Să vedem cât de sinceri suntem în ceea ce spunem. Dacă buzele noastre sunt în legătură cu inima noastră. Pentru că este foarte simplu să spui că ești credincios. Este foarte simplu să spui că crezi în Dumnezeu atunci când nimeni nu te bate la cap. Atunci când totul este liniște în jurul tău, atunci când poți să faci lucrurile așa cum îți plac ție. Dar ce se întâmplă când, cum spune vorba românului, să iei așa preșul de sub picioare și totul devine anapoda? Vin ispitele, vin încercările, vin bolile. Oamenii din jurul nostru se ridică așa ca o furtună și nu mai avem pace și nu mai avem liniște. Și te întreabă atunci cineva sau vine Îngerul lui Dumnezeu și îți spune: frate, cât de mult crezi acum în Dumnezeu? Dar în mijlocul furtunii, nu în afara ei. Sfântul Apostol Petru ce a pățit când era pe mare? Atâta timp cât a fost cu ochii spre Hristos, a fost totul bine. În momentul când furtuna a fost mai puternică și ochii lui au început să privească de jur împrejur, atunci a început să se clatine. Așa și noi. Când privim mai mult la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, avem pricină de cărteală, avem pricină de judecată, avem pricină de tulburare. Și iată, acea liniște pe care o așteptăm nu mai vine niciodată. Dar de ce nu mai vine? Pentru că noi nu o dorim. Noi facem altceva decât ar trebui să facem ca să câștigăm această liniște. Pentru că nu e ușor a o câștiga. Dar în primul rând trebuie să facem ascultare. Trebuie să vedem duhovnicul ce ne spune în această privință. Pentru că și aici este o chestie foarte interesantă și asta este ultima temă de care vorbim, ascultarea de duhovnic. Ascultarea care la fel o spunem cu buzele, că o facem, că suntem prezenți la spovedanie și duhovnicul vorbește și ne sfătuiește și ne învață. Și când ajungem acasă, totul așa se sparge ca o bulă și exact ca și cum zboară aerul și ca și cum nimic n-a fost. Și acum o să spuneți, dar cum ne dăm seama de reacțiile noastre? Pentru că duhovnicul ne vorbește și își pune sufletul pentru noi și pentru mântuirea noastră și noi aruncăm foarte repede ceea ce primim peste gard. Pentru că tulburările de zi cu zi sunt mai importante, grijile materiale de zi cu zi sunt mai importante, preocuparea de aproapele nostru este mai importantă. Și uite așa, această stare de neliniște și de dezordine se perpetuează la nesfârșit. Și acum o să ne întrebăm ce e de făcut. V-am zis, este foarte important să ne oprim mai mult în ograda noastră. Pentru că, vedeți, atâta timp cât ne oprim mai mult aici în sufletul nostru, câștigăm și credință, câștigăm și pace, câștigăm și liniște, și câștigăm și o leacă de echilibru sufletesc de care avem nevoie, mai ales să învățăm să reacționăm în această lume așa cum este ea în prezent. Cu foarte multe provocări. Cu foarte multe săgeți care vin din toate direcțiile. Așa că să luăm aminte și Hristos s-a învățat.